Femeia a ajuns în centrul maternal din Târgu Jiu în urmă cu 4 luni alături de toți cei 5 copii minori. Tatăl micuților nu este interesat de soarta celor mici și nici de starea femeii care a fost recent operată la ambele picioare. Avem o mămică într-o situație mai dificilă, o mămică internată la noi în centru în urmă cu aproximativ 4 luni. A fost identificată în secția de neonatologie după ce dăduse naștere celui de-al 5-lea copil. În urma monitorizării și verificării efectuate de către noi, s-a impus internarea într-un centru. Reprezentanții centrului maternal spun că femeia va rămâne în centru până luna iunie, când cei mici vor lua vacanță, după care se vor lua măsuri în interesul copiilor. Am hotărât să rămână găzduită la noi la centru până în luna iunie, când se termină anul școlar, deoarece nu dorim să bulversăm copiii școlari care au fost înscriși de către noi la o școală din oraș, o școală foarte aproape de centrul nostru. Începând cu vacanța de vară, intenționăm să găsim o soluție care să fie în interesul superior al copilului. Cel mai probabil, copiii mai mari vor rămâne în centrele de protecție socială, iar cei mici vor rămâne alături de mamă.